150 de kilometri de autostradă până în 2020? Mi-aș dori mai mulți. E ceva foarte dubios. Mi-e greu să cred că este doar prostie. Cred că este și foarte multă hoție în materie de autostrăzi în România și cred că există, încep să cred, deși sună paranoia, că există un interes, poate extern, dar în orice caz mult prea bine sistematizat, de a nu avea autostrăzi și mai ales de a nu avea autostrăzi care să treacă munții. Pentru că niciun guvern nu reușește? E ceva foarte dubios. La câți bani s-au cheltuit, la câți ani au trecut, toate guvernele de toate culorile posibile și imposibile, e ceva mai mult decât poate fi explicat doar prin hoție sau neglijență sau, eu știu, incompetență. Nu, cred că a existat și un interes sistematic, concentrat, pentru ca România să nu aibă autostrăzi care să treacă munții Carpați, pentru ca România să nu-și dezvolte infrastructură rutieră și feroviară de calitate și, în general, să fie ținută într-o zonă de, așa, de subdezvoltare, de periferie mai puțin dotată.